se anunță proteste masive în SUA, sute de mii de americani îl amenin pe Trump cu manifesta iuria ei. Care ar fi motivul? Peste 300 de mii de persoane au promis că vor lua parte la proteste spontane pe teritoriul SUA, dacă presubliniere dintele Donald Trump îl va concedia pe procurorul special Robert Mueller, care investighează campania lui Trump pentru o posibil colaborare cu Rusia în alegerile prezidențiale din 2016, scrie The Guardian. Site-ul Moveon susține că peste 800 de mari subliniere un punct 3 puncti. De urgent sunt pregătite în cazul în care Trump îl va demite pe Mueller. Activii subliniere ar urma să acționeze la câteva ore după eventual demitere, conform Moveon, organizând mari subliniere un punct 3 puncti. În mai multe ore subliniere e din cele 50 de state. Protestul în masă ar putea avea loc sublinierei dacă Trump îl va înlocui procurorul general adjunct Rod Rosenstein, acțiune care ar putea duce mai în subliniere ori la concedierea lui Mueller sau dacă Trump ar gracia martori cheie din investigație. De pe 17 martie, de când Trump l-a criticat public pe Mueller pentru prima oară, peste 100.000 de persoane s-au angajat să participe la proteste. Moveon a lansat secțiunea site-ului în care se fac înscrieri în august 2017. Este susținut de mai multe organizații activiste precum Indivisible sublinierei Women's Mark. Luni, când Trump a declarat ce multe persoane l-au încurajat să-l concedieze pe Mueller, a urmat o nouă serie de înscrieri mas pe site, peste 20.000 de persoane înscriindu-se în următoarele două zile. Moveon a făcut public felul în care ar urma să aibă loc protestele în cadrul unui plan pe site. Dacă Trump îl va concedia pe Mueller până la ora locală 14 fix, atunci activii subliniere ar acționa la 17 fix în acea subliniere zi. Dacă presubliniere dintele îl va demite mai târziu, protestele vor începe a doua zi la prânz. Trump l-a atacat recent în repetate rânduri pe Mueller, susținând că nu a existat nicio colaborare între campania sa sublinierei Rusia sublinierei ce investigația nu ar trebui să aibă loc. De asemenea, marci, secretarul de presă al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat că Trump a fost sfântul tuit să-l concedieze pe Mueller sublinierei ce presubliniere dintele consider că are, cu siguranță, puterea de a face acest lucru.